Na, na, na. Vrei apă? Da, ca ai, da. da. uite aici, apa, da. Gata, am rezolvat. Mă, mi dat cafea să mai ajungă 3 zile. <gătări> Mersi mult. Da, e profi aici la voi, mă. Deci faceți treabă serioasă, uite. Camera, 1, 2, 3, oameni care îți aduc cafea, nici la televiziune nu e așa. N am eu om pentru apa. Oribil. Dați <gătări> <gătări> afară. Da, angajați <gătări> cineva. E ok pe masă aici, așa no. să nu pare masa goală, oricum suntem. Lasă-o, gata, s-a rezolvat. Nu avem nimic pe masă, uite. De ce să avem pe masă? Ce Am văzut mai podcast cu mâncăruri, cu nu chestii. Cred. Ba da, da, nu, știu, nu ai uitat, n-ai văzut și bobonete, are numai hălci de carne. Numai nu cred, are sponsor pe vreunii. De are sponsor, da, are sponsor. Noi este mai așa. Mai Tot pe... ce așa un avion cu vizelul, punem aici. On time, every time. Dacă nu știți pe Mihai Sturzu, adică dacă sunteți mai tineri, că dacă sunteți bătrân sigur știți. Sigur știți. Sunt fanul tău de când eram mic. Îl știți pe Mihai Sturzu pentru cei mai tineri, Mihai Sturzu a făcut parte din prima trupă de trap din România, HiQ Trap. Trap și galop ușor. Ce trap. Trap Și la pas Ce părere ai despre curentul trap din România? Nu am nicio părere că nu știu ce e Nu știi ce e trap? Am înțeles că unii care fac De fapt nu așa am început noi Că noi atât de slab Noi am vrut să facem un fel de hip-hop așa știi Mi-a terminat de curând Florin niște melodii Melodii, niște încercări Pentru cine nu știe Florin Groza este celălalt membru al trupei de, trap HiQ Să căutați HiQ că e prima trupă de trap din anii 90 2000 așa. era Deci chiar că făceam trap din asta. Că era ritmul într-o parte și noi în altă parte. Era în altă cameră. Da, înțeleg că e un... Nu mă pricep. Deci cine sunt eu să judec? E un muzică Acum e un fel de rap, dar e un fel de hip-hop, dar mult mai mult stilizat. Eu de câte ori am auzit așa, că tu mi-ai zis, hai să-ți arăt ceva. Era pe lângă ritm. Deci erau unii... Brr, țăcățacă din astea. Nu, tuftaf, tuftaf. Și Whatever. E bine, mă, frumos. Se bucure lumea. Bun. Dacă dai un search pe Google cu Mihai Sturzu, apar așa. Cu ce se ocupă Mihai Sturzu? Cu ce se ocupă? Îl mai ții minte pe Mihai Sturzu? Da. Deja trebuie să-ți faci griji dacă apare pe Google. Îl mai ții minte pe Mihai Sturzu? Cum arată Mihai Sturzu? Deci, ce faci cu, te, cu ce te ocupi și cum arăți? Zi. Băi, deși asta o să încep cum arată. exact acum, într drum spre tine, m -am, m am oprit la poștă, am primit mesaj că mi-am renoit permisul și mi-a venit permisul. Știi? Okay. ok. Ai primit din la care nu mai expiră? n M-am uitat, <laughs> sincer, m-am uitat. <laughs> așa. Și <laughs> mă dau jos din <laughs> mașină. era în 2082, știi? <laughs> Parchez așa, aproximativ, în curtea unui om, așa, câte okay. acolo. Și când mă dau jos din mașină, un domn mă vede cu coada ochiului și se, bă, și se întoarce către mine. Așa. Bă, și zice, okay. E adevărat că eram în uniformă, că mă duc direct la sport de aici. Ok. Și, se, și eu, așa, awkward, știi? Ok. Așa. ce arătați mult mai bine în realitate. Deci, okay. Dacă vă uitați acum la mine la podcastul ăsta și vi se pare că sunt așa și așa, așa, să știți că în realitate rup. Ok, ok. Așa, ceea ce mă duce cu gândul la următoarea întrebare, cu ce mă ocup? Mă ocup să mă trezesc dimineața. În general, astăzi nu, mulțumesc că m-ai chemat, eu ora ceva o plăcere. și un sfert acum, da? Și mă ocup cu zborul, îmi trăiesc uh, visul copilăriei, m-am făcut pilot. Uh, zbor la una dintre cele mai faimoase companii din România și din Europa. Uh, Poți să spui să știi că nu, nu, e plătit de Weezer Păi nu, dar N-ai voie să spui că... N -n, nu nu, nu dai nimic să spun, deci atunci... Îți <laughs> 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 dau salariu, că mă, de ajuns. Pe pentru asta zbor avioare. Așa, <laughs> așa. Uh, de curând m-am făcut comandant și viața e bună și da. Mulțumesc. Felicitări. Captain. Felicitări. Altcumva, Captain, altcumva, 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 da, cumva, se salută? Cumva, da, Ai învățat salutul? Se, salută așa și la uh, Nu, că dacă comandant. pui mâna aici, risi să atingi butoanele de Camp <laughs> <laughs> aia, ce, ce, fac butoanele? <laughs> butoanele de Camp -traise. Cum? Durele albe pe cer? Ce, ah, ce vorbim okay, aici? Durele... A, scuză -mă, scuză -mă, Ah, scuză-mă, scuză-mă. Nu... 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 chiar, uite, putem să vorbim despre chestia. Nu, nu, ba da, ba da, da. ba da. Băi, nu ai idee câte televiziunile lui Dumnezeu, câte orice, orice m-au sunat să mă întrebe, să comentez ce a spus una. Hai să, hai să nu uh, se stabilim și așa. contextul. Hai să stabilim da. și contextul. Deci Olivia Stir Nu da. știu cine s-a ocupat cu acest subiect. A ba zis da. ceva. Okay, ba ba da. bom, Olivia a. Stir, care este soția lui Andy Moisescu. Un om extraordinar. Un om extraordinar, da. da și de altfel, da, nu contează. nu. Da. A spus că dârele de pe, de pe cer ale avioanelor sunt... Ce a zis? Nu știu, mai friend. Că este... A. Gorba este... Deci ele se numesc contrails, da? Contrails, ok. Contrails, adică condensation trails. Condensează, mă, cum iarna când te plimbi cu mașina și face blu, 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 iese ceva alb la țeava, okay. de da? okay. așa. așa condensează și motorul de avion gaze de amotrave de avion, da? Deci nu dau COVID și... Ei, și există această teorie în și... lume despre chemtrails, chemical trails, okay. care este vecină cu planeta este plată, știi? Ok. Și eu le-am spus oamenilor și băi, zis Bă, ce rezolvăm asta cu pământul este plat, o rezolvăm și pe asta cu chemtrails, da? <gri> și gluma este că în, în mie că nu arăta arătat butoanele de chemtrails, că sunt okay. undeva de asta ascunse. Ok. E, okay. În fine, inside da, Asta cu pământul e plat, să știi că mie încă nu mi-e clară. Da, adică... Sigur. <gri> Îți scriu oameni. Uite, eu de-aia mi-am dezactivat și conturile de Facebook și de Instagram. Nu din motivul ăsta, dar uh, am descoperit la un moment dat că există ceva um, că că scrie lumea. Deci, tu cum tu îmi scrie? Că acum nu, pa, pot să-mi scrii, cred. cred că pot să-mi scrii pe Facebook, ca Messenger. Uh, dar dacă tu îmi scrie, eu vedeam mesajul tău. Dacă noi nu suntem prieteni sau ne cunoaștem, se ducea în alt folder. Și în alt okay. folder. Eu recent am descoperit aceste foldere care sunt request messages și spam messages. Da, și ce era acolo? Le doamne! Doamne, ce era acolo! Dă-mi un exemplu. Tu recunoaște că te uiți din cer. Nu-i așa că pământul e plat? L-ai văzut vreodată rotund? <laughs> Eu și l-am spus, nu, frate, nu l-am văzut vreodată rotund. E bun, e cunosc ai dat da. să și se hrănească cu chestia da, asta. Da, ok, da, 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 da. Okay, Deci am cu înțeles. asta ar arăt mult mai bine realitate. Uh, mă ocup cu aviația și okay. mai era o întrebare acolo? Cu ce te ocupi și cum arăți? Cum arăți? Ce faci? Ce faci cu ce te ocupi și cum arăți? Păi asta mă ocup ea. să fiu super practic, asta. Deci nu se saluta așa, da? Nu, mă, nu. Ai... Bun, podcastul ăsta trebuia să aibă și un corealizator alături de mine, pe numele Maria Popovici. Însă Maria nu mai răspunde la telefon, s-a ajuns, a primit foarte multe contracte, mă uit la storiurile ei și ne-am certat, dar pur și simplu a zis că podcastul ăsta este prea, prea puțin pentru, Eu pentru, te înțeleg, perfect. Am pentru ea. Asta. Dar de ce te-am chemat? Că tot, totul are legătură, să știți. De ce te-am chemat? este foarte frică să zboare cu avionul. Maria, următoarea dată când zbor cu Wizer, să te uiți cine e pilot. Doar să te uiți, atâta tot. Dar am o soluție mai bună, mă. Acum arăt în glumi, dacă e frică să zboare. Eu cred că există o soluție foarte bună pentru oamenii care au această teamă de zbor, să zboare cu avioane mici. Ok. Avioane de două locuri. Sunt Am zburat eu cu ATR până în Chișinău și... Da, mă, mai... ATR. atr e dita mai hard. avion no. mic, mai friend, de două locuri. Cât masa asta? Ok. Deci, ai, da la zborul adevărat. Am un prieten foarte bun, Georgică, uh, Georgica, parte din viața noastră, a trupei noastre, mulți ani. Și eu m-apucasem de... să fac... Început Nu cred că deja aveam licență de avioane în astea mici. Și eu eram la Brașov, zburam cu un ULM, așa să mă ultra light motorized aircraft, da? Și uh, era Georgica cu mine, m-a ajutat să o scot din hangar, să uite ce bătu cu ăsta zbori. bun, e mai mic decât tot. Tu te bădai aici, ce nu m-aș ca niciodată. Bă, nu te urci, că nu te forțează nimeni. Zic, asta e zic, dacă m-a ajutat să scot din hangar, mulțumesc. Bine. Și zic, scuze eu n-aș zbura niciodată cu ceva care este dintr-un hangar. Și Toate este dintr-un hangar, mai friend. Toate este în genul de om care se uită pe la șuruburi înainte să Să vadă dacă au, dacă au rugină șuruburi. Nu n-au rugină, Da, așa. Bun. Și în fine, long story short, Georgica se urcă cu mine, nu m-a spărit motorul. După care stai așa un pic, nu mă rulăm, dar nu decolezi. Ok, bine, hai că mai stau un pic, dar dacă decolezi, să nu zbor pe -a sus și prea repede. Which is fucking dangerous, actually. Low is low, este pericolos. Ok. În fine, și zbor eu cu Georgica. Ideea este că următoarele 3-4 zile, Georgica se trezea primul, se ducea la aeroclub și ruga pe toți să-l dea cu avionul. Și este ceva <laughs> minunat. Da. Eu înțeleg treaba asta. Am, am, câteva povești de succes cu oameni cărora le era teama să zboare și acum se bucură de zbor. Uite, poate colega ta, Maria, e unul dintre acești oameni. Da, nu că e zbor, dar are foarte multe pastile și oh, stă doamne. așa, stă, stă, legumă. Dar e, o, să, da. să-i treacă. Și mie mi-a trecut și eu am avut frica asta și, și mi-a trecut. N-aș zbura cu tine niciodată cu avion mic pentru că mi se pare mult mai periculos decât cel de linie. Nu e așa, nu? Nu, cred că este o... Este la... la fel de safe. Care nu. sunt șansele să cadă un avion? niciodată? Pe avion nu cade, mă, ca piatra așa. Deci să se... Orice avion să se lovească. Să se lovească pe nimic. Deci credem, Nu e așa mare panică. Okay. Uh, orice avion... A Nici fost... păsărele Am niște pe alea. Nu știu dacă. Asta e. Uh, orice avion a fost dat în viața lui planor. Ok. okay. Adică, na, practic, avionul e un planor că cineva a avut o idee genială să-i pună un motor. Uh, orice avion, chiar și astea mici, chiar și noi facem în școală, uh, instructorul îți oprește motorul. Deci, zici, na, poftim și zboră. Deci poate să zborăm motorul și la avion. Dar la orice. Ți-a murit vreodată motorul după ce te-ai apucat? Ți-a murit motorul nu, în zbor? Nu, nu, Doar la școală <laughs> sunt exerciții <laughs> în care pur și simplu se demonstrează că motorul se poate opri. Se okay. oprește, stă elicea așa drept și după aia tu ai altitudine, ai viteză și pornești motorul și le pornește. Ok. Da? Adică nu e, nu e panică la nimic. Okay. E foarte frumos cu avionul. Ok. Da. <laughs> De fiecare dată Hai, am așa Mă ce mai o... e acolo Bun, o să încep cu o întrebare grea Te am, rog, ia Că podcastul acum începe Acum, da, am avut încălzirea. Crezi că vei scăpa vreodată de denumirea asta Mihai de la Haikyuu? Sau o să rămână întotdeauna eticheta asta? M-aș bucura, <laughs> dar n-am cu cine. Că Florin e în Barcelona, Nikon, America, de Dana nu prea mai știu nimic. Okay. M-aș bucura să mai facem o piesă. Dar mai cu fi, cine? asta ar fi senzațional. Nu ar fi senzațional, că oamenii aici, cine să ăștia? Dar eu pentru sufletul nostru tot aș face o cântec așa, doar așa să ne distrăm. De closure, așa, știi? Da, de... nici măcar closure. Uite, mi-e dor de băieți, mi-e dor să mă la, rep la repetiții cu băieți. Okay. Mi-e dor pur și simplu, să stăm într-o cameră de asta așa să ne distrăm. Deci, na. O să te, întreb, să te întreb mai multe lucruri și despre trupă, despre cum era în, în, în perioada aia. Ai zis la un moment dat într-un interviu că ai trei subiecte despre care urăși să, să vorbești. Și am, astea, am patru. Zi. patru? Da. Nu știu, eu știam de trei. Bani, religie și politică. Și COVID. Și COVID? Al patru, COVID al... oricum <laughs> nu mai e la modă. De da? Deci bani, religie și politică. Câte milioane ar trebui să-i dea Dumnezeu ar trebui să dea Dumnezeu ca să facă parte dintr-un partid? <laughs> Ce <bine. laughs> Nu știu, uite, eu... Te recunosc că m-am semi-izolat așa de lumea asta politică, nu prea mai știu nimic. Am aflat la un dat de la niște băieți de la sală când n-am avut prim-ministru câteva luni, foarte mult m-a pasionat acest subiect, Spre okay. deloc. Uh, păi, Ne-am descurcat și fără, adică. N-am descurcat -am chiar, și fără. nu rolul, să <laughs> pare pare. <laughs> Așa. Putem să luăm pe AI, pe FGPP, adică ce să faci în educație, ce să faci, simplu. Așa. Și uh... unde să arunci gunoiul? asta cu, religia, nu poți nici să spui oamenilor că e bine într-un fel sau altul. Uite și ce se întâmplă planetă zilele astea, pe motive din astea. Cu banii, știi cum e, niciodată nu e relevant, de fapt, și fericirea nu e în bani. Iar cu politica nu se poate, că pe măsură ce se apropie alegerile, oamenii atât de mult internalizează, sau nu știu, o soluție, încât dacă eu spun ție, băi Mihai, eu cred că partidul ăsta un pic albastru, e un pic mai bun decât partidul ăsta un pic maro. Faptul că tu te identifici foarte tare cu partidul ăsta al maro, iar eu foarte tare cu partidul albastru, face ca discuția nu da. să nu fie despre partide, ci să fie despre noi înșine. Exact. Și atunci, da. eu dacă e ca spun ce ceva... de fotbal. Uite, exact. e similar, știi? Da. Exact ca la fotbal, că tu știi mai bine, când ai noștrii fautează ce bine a tras-o, da, când ai alții da. fautează niște nenoroșiți, niște măcelari, știi? Am mai multe lucruri bune de făcut cu viața mea decât să am astfel de discuții, mi-am dat seama că nici nu rezolvă o mare chestie cu votul al meu, mai ales că eu să mă la Brașov ca să votez pentru locale, aș fi serios. Așa? Și atunci stau mai liniștit. Ok. Hai să uh, discutăm prima dată, o să avem trei părți. O să vorbim despre HQ, despre politică și după aceea despre partea cu, cu pilotajul. Cum a pornit Haikyu? care a fost discuția care a dus la formarea Haikyu? O, oh, doamne, deci chiar vrei să nu se uite nimeni la podcastul ăsta pentru că Bă, da, mă, se uită nostalgici. <gri> și, copiii care, și copii <gri> care deja o să caute prima trupă de trap din România, Haikyu. Garantat să Să așa. Dragi copii. Într-o vreme când nu exista internet. Ok. next. Nu te da bine cu mult înaintea apariției internetului. <laughs> așa. Uh, Florin, colegul meu de trupă și unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, este prietenul meu din grădiniță. Și din clasa 1 eram colegi de bancă. El mereu a făcut pian, copil foarte talentat, copil bun. Eu mereu am fost pe la cor, așa, aveam ureche, mă luau profesorul de muzică. Mai la mult ca să scap de ore. <laughs> nu, că nu scăpam, -a, nu, a. nu scăpa, e asta am crezut și eu, dar nu scăpam. Ok. Și eram în liceu, prin clasa 10-a, trebuie să introduc un concept Necunoscut. Necunoscut. Acum pentru... Hai să-i spunem un fel de after school. Ok. Palatul copilor eu era un fel da, de after da, school. Da, da, da. E o bună analogie, da, da. Un da, da. after school al statului, unde Florin cânta la clape cu o trupă de băieți, nu știu ce okay. cântau ei acolo. Și într-o vacanță de vară prin casa 10 Florin îmi spune, băi, că nouă ne-a plecat soristul, nu vrei să vii să cânți cu noi? Și eu zic... Ce să cânt eu cu tine, cu Florin? Mă, cânt... oh, că e mișto, că ne ducem de o dată, de două ori pe săptămână. Dar stai că... un pic. Tu aveai voce? Adică ba, prin casă cântai, ziceau părinții? Bă, acum, aș... eu nu... Cine sunt eu să judec? Eu cred că toți avem voce. <laughs> <laughs> Uneori te ajută să ai și ureche, știi? Urechea mea. Așa, ok. <laughs> Așa, și... Florin, și zic, bă, ce cântați acolo? Eu știam de la eu care eram în București că existau așa trupe de asta, de muzică românească. A, din nou, context. Dragi. Cine s-o așa? așa. Păi, nu exista muzică de asta așa. Nu existau studiouri sau așa. Erau în continuare anul domnului 1996 când în continuare la televizor erau artiștii erei comuniste un da. pic transformați în ceva. Un pic mai libertin da, adică, așa. Nu mai aveau plovor pe gât, doamnele, și fustă până în pământ. Mai vedeai tu, și tu mai de colteu, eu... un ceva, dar mm -hmm. tot aia, adică tot coi la chiriac Mirabela Daur era la televizor, știi? Mă no, rog, și zic. Poateva, nu un Așa Poate, no, mă, nu, nu, cu tot respectul, adică mi se pare... Na, e, uh, și Florin zice, păi dar noi cântăm așa, piesele altora, știi? Piesele astea italienești. cover -uri. Nu exista conceptul de cover, adică n -a, nu a spus cineva cover, -a știi? N-a zis nimeni cover. N-a zis okay. cover. Adică, bă, cântăm și noi piesele altora. Sara Perchetti, amă, sau Exact, ce că le învățăm, și eu zic, du-te, bă, frăie, dar ai rușine, mă, să cânti <laughs> melodiile <laughs> altora. La... <laughs> și ping, 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 ping. Cum să cântăm melodiile altora? La... Facem noi melodiile noastre, nu suntem în stare? Wow, cum? Nu știu, păi nicio. <laughs> și așa a început un bike Așa, și ne-am făcut noi, într-o seară, țin era iarnă, m-am dus la Florina acasă, el avea un calculator, avea un ceva, un soft, ăsta ai făcut muzică. Stai, când aveam un magnetofon, l-am șutit pe la să registrăm pe <laughs> benzi de magnetofon ce ne trecea nouă prin cap. Okay. Am găsit un studio mai mult amator decât profesionist la Brașov, am făcut niște piese și the breakthrough a fost când ne-am dus la Sebeș, la Eddie Schneider, DJ Phantom pe vremea aia, okay. care tocmai venise din Germania, avea un studio ultra profesional sau profesional pentru vremea aia, da. unde practic a pornit muzica românească în acele vremuri, noi fiind unii dintre una dintre trupele din liga BUG Mafia, Genius, Andrei, 3 Sudest, okay. ca un. Body and Soul. Ca, nu, erau mai târziu. Iau, au venit mai târziu. Da, da. Deci cam asta a fost, așa, prima promoție de trupe românești, făcute toate în curtea lui Eddie din Sebeș, practic. <laughs> așa a fost. <laughs> un fel de, un fel de știi, cum au, cum au ăștia de la Apple, de unde porneau afaceri. Da, 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 nu? Să nu da. da. da nu, nu, Silicon Valley, scuză-mă. Da, un, nici... fel de Silicon Valley al deci trupelor. Deci, măcar garaj nu era, era un fost grajd. <laughs> Pe cum, acum mi-am auzit aminte, deci Eddie avea casa, casa okay. bunicilor okay. și lângă avea o dependință case, unde a casei unde da. armea foarte frumos, că băi, noi ne-am dus ne închinam la studioul lui. ce e aici a fost un grajd, dar nu mai avem animale am făcut studio. Foarte <laughs> fain, foarte fain. Ok, da? deci după Haikyuu a pornit dintr-un grajd. Okay. Da, de la Sebeș, da. Din, de fapt, din parcul central din Brașov și după aia s-a văd și da. la Sebeș. Familia ce a zis când a zis că vrei să te faci când trebuie? Adică înțeleg că n-a fost visul tău. Nu a fost asta. primit cu entuziasm planul nostru. De ce? Mai ales pentru, pentru, că nu a existat această treabă în familia noastră. Părinții noștri se-și cunoșteau, lucrau cumva împreună. Okay. așa. A, părinții mei, taică meu inginer de petrol și gaze, mai mai economist. Părinții lui Florin... Maica s-a chimist, taică sunt inginer, tot așa deci ceva. toți pe real. Toți pe, pe, pe parte real și de... pe sonde. Și a zis, okay. bă, băieți, tu, tu inginerul te face. Da. Bun. Și uh, nici nu ne-am spus. Prima oară strângeam alocații. Strângeam alocații să facem studio My Friend. Deci, să se seama, ori or erau alocațiile mari în industria muzicală ieftină, când nu ne ajunge o bani. Da, era 50.000 okay. de, de lei în bani vechi. 50.000 de, de lei, care înseamnă acum 5 lei, de fapt. 50 50 de mii. Da, 5 lei, da. 5 lei înseamnă 50 da, lei. Da, da. Deci, 50.000 de, de lei era alocația, o strângeam. Primeam că Florin... Că dăm și aici. <laughs> o alocație. O alocație. <laughs> da. Florin fiind groză a luat o zi înainte alocația decât mie. Eu sturzu, luam a doua zi că era pe litere și pac, a treia zi eram la studio să înregistrăm. Ok. Și nu le-am spus părinților noștri până când, de fapt, mamele știau, tații nu, a aflat taică l-a sunat, sunat, pe bebe taică Florin și a zis, bă, bebe, eu nu l-am crescut pe mie, hai să facă lăutar. hai <laughs> de ce a fost așa, că nu era... și a fost. Lăutărie, ce bă, Așa a fost. Deci, bă, acum nu pot super pe om, mai ales ca și murit. La revedere, drum bun, ce pot să te mai zic. Dar asta era conceptul, știi? Okay. Că, doale, bă, tată, tu ai minte de inginer, tu nu te. <laughs> ce să... Dar ne-am împăcat așa când am început să avem oarece succes și cumva cred că și din afară au început să-i spun oameni, băi, că ce frumos fac copii ăștia, că ce tare. Oricum, noi și nu au văzut în asta o carieră. Nici noi. <laughs> Și-a durat doar 18 ani. Că hai, hai să facem lucruri serioase. Da, știi, pui. adică stai să te gândești, băi, neapărat să te faci eu pe partea asta de real, uh, inginer, nu știu ce, 3 ani mai târziu și mai vrea un minut. Da. Așa erau vremurile, mă. Așa erau vremurile. Uh, uh, erați doar voi doi. Cum ați ajuns să fiți uh, un trio? Păi. Uh, noi ne-am dat seama că, deși noi aveam voci, voci, și Florin și eu, așa, și începuse cu un album de-asta mai hip hop și așa. Mereu ne-am căutat o voce feminină. Uh... Sau mereu v-ați căutat o voce? Sau o voce. <laughs> Practic <laughs> să și cânte cineva după <laughs> aia. <laughs> așa? Ador la tine faptul că ești, ești sincer să știi. Ador. Stai un pic, au fost 18 ani de work in progress. Da. Pe bune. Da. Primul zbor da. crezi că am aterizat magnific cum fac acum? Nu. Asta da. este... It's... Constant improvement. No, Mi-ar plăcea să merg o dată cu tine. Păi, mergem. Te vrei la Dubai? Vrei, vrei <laughs> să vrei <laughs> să mergi <vrei laughs> astăzi la Dubai? Trebuie să vacanță. Habibi, Habibi. Nu habibi, Habibi. Nu habibi. Vacanță, 30... Come to Dubai, Habibi, Habibi. <laughs> <laughs> mă duc într-o vacanță de 35 de minute în jurul și, și mă întorc. <laughs> A, așa. Um, și am cunoscut-o pedană la studio unde ne registram. Okay. Ea era într-un alt proiect local acolo, un pic mai de succes așa. Și cumva am întrebat-o, ea a zis că nu, că se gândește, și după aia ne-a spus că vrea să vină cu noi și a venit cu noi. Și am făcut un album foarte frumos cu Dana, am avut câțiva ani mișto cu Dana și totul bine și frumos. Așa, okay. a apărut vocea feminină în viața noastră. Ok. Cum era perioada anilor 2000? Muzica românescă avea așa o, nu știu cum să zic, o aură. Cum era să, să faci parte din, din lumea asta muzicală? Păi era foarte mișto pentru că era o perioadă, cred că, de recul a oamenilor. Și, okay. de și de curiozitate, uh, și de nevoie de a îmbrățișa tot ce era nou. Okay. Nu aș putea spune că piesele noastre erau mai frumoase, mai prețioase, că noi am fi cântat mai bine decât toată generația de cântăreți din urma noastră. Okay. Dar pur și simplu faptul că eram dezinvolți, că eram tineri, că eram altceva, a adus foarte mult succes. Cred că mare, mai există o componentă aici. Uh, consumul media era foarte, foarte concentrat. Erau trei televiziuni, de fapt. Erau trei canale atât, da. adică nu aveai T.V.R.1, un... ProTV și Antena 1. Da. Noi am avut noroc că fix în anii Și Tele 7 dar se stinse Tele 7 s-a făcut Antena 1. Da, Tele 7, da, da, corect, da. Uh, deci și noi am avut în 2000, am avut o emisiune de divertisment pe Antena 1. Tu și Florin cu Dana. Tu și Dana. Nu, toți, toți trei. Hai Q, da, da, se numea totul va fi bine. Da, Sâmbătă și duminica la prânz de la mare. Și după aia de la munte unde mai friend, fiate, atent, deci erau niște Eu acum vorbesc ca bătrânie, deci îmi dau seama că am ajuns a, e, ca un lui să... Florin, știi? Prima trupă Bun. de trap din România. Prima trupă fiul, de trap din România. Vă. Deci ca să vezi, da, ca să, că vorbeam de percepția oamenilor. Deci, pe ProTV era bingo. Da, bingo Brenciu. Cu, nu, busul, Brenciu era pe TVR. Brenciu era... TVR avea da, a venit Rob după bingo. Aceea, brenciu. Deci Brenciu, TVR 1, Rob Bingo cu Brenciu, Ok. cu nu știu mai să verde. Da. Da, huge, da huge, cu... huge, huge, da. Oamenii erau săraci, România era o țară săracă, da. voiau să se facă milionar cu un bilet la bingo. Da. Vezi Pro... Caritas, vezi mai multe. Exact. Okay. <laughs> vezi cripto. Vezi, vezi cripto, dar de, de New Caritas. Okay. Așa. Așa. Pe ProTV era bingo cu Busu și Mihai Crăciun. Cu Mihai Crăciun? Da. Nu, 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 Mihai Călin. Mări Mihai Călin. Iar Mihai mă Călin. tu ești Mihai, Crăciun. Da. Te da. rog să mă Mihai Călin. Am îmi pare rău. Așa? Dar știi că mi s-a mai întâmplat să mi se spună Mihai Călin și... Asta e, mă, succesul. succesului și mie, Florin, de la Haiku. Deci, ok. <laughs> Și pe noi ne-au pus pe antena pus, și Florin? Bă cine-i băiatul ăsta Păi zi Așa, zic. <laughs> și uh, ne-au pus pe noi La concurență cu moștrii ăștia Uriașii audienței cu emisiune de Ceva entertainment Trupe, deci okay. noi eram o trupă În a cărei emisiune Erau invitate alte trupe să cânte Și cu copiii pe plajă și cu jocul da. Da. Am rupt, my friend Am rupt Deci Televizi... audiențele celor două emisiuni bingo, însumate, nu făceau cât noi. Nu tu știi crea, televiziune. Nu Fii atent. Aveam un contract cu Antena 1. Un... Acum au trecut mulți ani. Trebuia să facem... Să, spui, Trebuie să facem rating, 22 sau 23 de puncte de rating. Nu de share. Nu de share. Și share aveam constant peste 30. Minutul nostru de aur la televiziune a fost rating 30 ceva cu share 51%. Asta. Cam asta era televiziunea și cam asta era consumul de televiziune în România. Deci noi eram trei copii de 21 de ani la care se uita jumătate de țară, în fiecare săptămână. În weekend? În, în weekend, weekend când nu ai atât de în... multă acum, dacă stai să te uiți după anii da, 2000-2010, da, da. în weekend toată lumea e plecată, în weekend Ei, bine, nu mai intră cele mai bune emisiuni. E... În weekend făceam, țin minte, făceam emisiuni la Azuga, pe părtie iarna, <coughs> uh, ascultam ce poste de radio, Radio România Actualită sau ceva, la buletinul de informații rutiere, spunea nu uitați, astăzi este emisiune la Azuga, traficul este îngreunat, încercați să găsiți rute alternative. Erau școli care făceau excursii de weekend iarna să vină la emisiunea noastră, la pe pârtie. Deci odată că aveam milioane de oameni la televizor, aveam mii de oameni în fața platoului pe care noi filmăm. Pe o Era huge, my friend, huge. Deci, pur și simplu, au fost niște ani intensi, din punctul să de vedere, slavă Domnului, că nu ne-au luat capul, nu ne-am drogat, nu ne-am găsit nimeni beț până în curtea școlii. Așa și am stat așa pe drumul nostru, știi? Și aici cred că au avut au uh, un rol foarte important părinții noștri și felul în care ne-au educat, e adevărat. Ok. Tu știai că ești vedetă atunci? Adică, pentru Mihai Sturzu, ce însemnau toate astea? Cum. Uh... Băi, știai. Uh, știai din multe puncte de vedere. Eram nostop la televizor, eram pe copertele revistelor, eram. Dar. Uh era o chestie bună faptul că întotdeauna eu și acum am aceiași prieteni în clasa 5 -a. Și atunci tot ăștia erau prietenii mei. Ok. Știi? Și cumva tot glemurul ăla de... Uh, okay. Erau cu unii, eu trăiam cu niște băieți What cu, is... care beam bere ieftină pe bordura din Brașov, <laughs> ca tare permiteam, știi? Ok. Sau whatever, știi? că adică okay. primul nostru salariu a fost 200 de dolari și am zis, wow, ce tare. Și după prima lună ne-a făcut 1000 de dolari și am zis, du-te încolo. Ce ai făcut cu primii 200 de dolari? Mi-am luat ceasă. <laughs> Aveam un ceas, era un, era un... Ce ceas era? Era, să zic, smart, dar nu... Swatch. Swatch, ok. Era, mamă, deci era un copil, ca să înțelegi. Zici, scopul meu de copil de la Brașov, licean, era să am un ceas Swatch. Atâta se putea mai frumos De la și, sport sau Da, știu, da, da, da minte, era unul mai sport. Și... Ci... De la de și se aprindea. Nu, nu, nu. nu era, era, pur și simplu, era, țin minte, așa, mă, era cu carcasă de aluminiu, cu curea de silicon albastră. Ok. Așa. Și era un magazin Swatch în piața sfatului la noi în Brașov, unde noi ne uităm așa... Bălei. Bălei. Nu mai pricep acum la ceasul, că aș putea să spun la ce aș putea să bălesc. Dar băleam. Okay. Zică, doamne, doamne, când voi avea și o dată bani să... Și mi-am luat ceasul ăla. Foarte mândru am fost de eu. Ce tare, da. ce tare că ai amintirile astea. Uh, cum era cu trupa? Aveți uh, ajutor, cum au trupele de acum? Aveți manager? Știu hey, o poveste... Bravo! Nu aveam mă nimic. Deci adică... noi am fost prim. De fapt, fiscală cât timp are asta de... Se e du okay. Se duce în 10-15 ani, 20 de ani, se duce, s-a prescris, nu? Zi. Noi am fost prima... ți ai zis, mama-economist, da? Da. Noi am fost prima trupă care și-a cu firmă în România. Eu am firmă... Prima trupă care și-a care... De ce? Noi mergeam la concerte și te întreba la cât costă. Și spuneai tu o sumă. Să -o, o încercai, știi? Așa. Noi mergeam, da, oh, super tare. Ajungeai la concert și venea cineva cu o sumă la tine. Da Poftiți! Știu ce? Mulțumesc! <fixi> și cântai! <sus> și la un moment dat, maica mea văzând că fisul are ca o, așa, ca o întreprindere, <cute> succes. Da, adică oamenii să dau bani <fixi> pentru un serviciu. Da. Și ce, mama, dar voi plătiți impozite de pe banii ăștia? Nu știu, mă, plătesc ea care îi dau noi, nu, că noi... Eu se reține la sursă. Eu, ne negocez, negocez barnet. <fixi> așa. <fixi Zic, cred că plătesc că mai mi era frică de mai mea ca de fisc, știi? Da, <laughs> ce nu ce? plătea nimeni, adică nu... Ce să plătească, mă, <laughs> discoteca din You Name It, what the fuck? No. Așa erau. <laughs> deci nu exista concepte. Bun, și... Uh, și m-am învățat mai cum să fac filmă. Și ai spus, uite, faceți-vă filmă. pentru că voi dacă faceți concerte, voi faceți de fapt publicitate. Okay. Că puteți să-ți deduci să consumul de motorină, de haine, poți să -ți le folosești. Și zic, uite ce chestie deșteaptă. Și noi am fost prima trupă, dar după aia să vezi problema n bine. Că eu ceram suma plus TVA. Și am întrebat, pe dar ce îți plătesc? Păi erați plătitor de TVA? din primul de... am făcut plătitor. De de deci de eu, eu, și -acum, eu nu mai am, eu am în continuare firmă. Okay. Nu mai fac niciun barem de la deci sunt așa, nimic. <laughs> că, așa? Dar eu plătitor de TVA, frate. Deci eu, nu, nu mă încurc. <laughs> așa. Și așa, asta au fost începuturile și am fost foarte deștepți că ne-am făcut, trupă, ne -am făcut firmă, pentru că după aia, practic, nu așa am funcționat toată viața noastră. Deci totul, okay. totul tot, tot era pe firmă, mulțumesc. Fiecare cu firma lui, perfect, impecabil. Și aveți manager? Aveam, nu aveam manager. Practic la noi s-a, ca să vezi cum s-a făcut treaba, la țin minte, ne pregăteam de lansarea primului album la Brașov, la sala sportului din Brașov. Și eu trebuia să mă văd, aveam niște sponsori, niște întâlniri. aveam două și aveam întâlniri cu sponsori, știi, cu prezentări cu astea și... Uh, în același timp trebuia să mergem la Sebe și să facem masterul la album. Îți da. ți minte și acum eram în mașină, ne dădea taică să lui o mașină, mașina lui de mers la pescuit tot 7 78 sau ceva. Iarna ți era frig, vara ți era cald și te trăgea curentul mereu. Okay. Și nu intra într-o viteză, ce era a treia nu intra sau ceva genul ăsta. Okay. Așa și eram fix la ieșirea din Brașov și eu spun lui Florin, zic, bă, fian, tu nu ai nevoie de mine la Sebeș, că eu oricum nu vin, că am tras vocile, Zic, de aici aș rămâne la Brașov să mă văd cu oamenii ăștia, poate semnez contractul și, au, și iau, și banii și mai fac benuri ce trebuie să fac. Uh -huh. Ăla a fost momentul, țin și acum, la ieșirea din Brașov, în care eu am dat jos din mașină și am zis, pe Florin, tu du și fă muzică, eu rămân aici și fac bani. <laughs> și aia a fost în la noastră since ever în trupa HQ. Florin întotdeauna a fost cu studio, cu producători, cu compozitor, cu whatever, you name it, okay. Eu am fost pe contracte, bani, case, discuri, radiouri, concerte, sponsorizări. Și așa s-a împărțit. La un moment dat ne-am luat o agenție de impresariat. De de deci tu erai managerul cu ar Tu, eu am, eu, am fost. Tu vorbeai cu, uh, cu oamenii, tu negociai cu, cu oamenii da. și îți dădeai numele, spune, ei știau că vorbesc cu tine sau. Noi aveam pe acolo, deci fii atent, de am, noi am invitat, un, am invitat, un personaj fictiv, că ne-am dat seama că era cam mai să zici că Hai că, știi, când tu ai balul bobocilor, da. tu zici vreau și eu cu trupa știi, și zici, bă, cu ce vorbesc? Adică ăla care e pe scenă nu poate să și vândă, știi? Da, corect. Și noi am pus acolo numărul meu de telefon și am inventat un nume. Pe mine mă cheamă Mihai Răzvan Sturzu, pe Floin Florin Alexandru Grozea. Okay. Și am făcut Răzvan Alexandrescu. Răzvan, Răzvan, Alexandrescu, deci Răzvan Alexandrescu a fost managerul trupei Haikiu. Câțiva, ani de, Câțiva zile. de zile. Că așa era, deci tu ca să ai concerte. Dar n-a existat niciodată persoană. Nu, nu, nu. Și pe a fost Răzvan întâmplător, chiar colegul nostru Răzvan. Am luat un băiat Răzvan, Ok, care cheamă altcum, a Răzvan Marin, care s-a da. și făcut impresar. Și Răzvan. Da, nu fotbalistul, da Răzvan Marin. Nu, am înțeles că e și un fotbalist. Și si fotbalist joacă de la Național, adică e... Nu, nu-l cunosc, al Răzvan Marin. Așa, da. un prieten al nostru, Răzvan, care a venit cu noi, în fine, poveste lungă și cu Răzvan, cum l am cunoscut, în fine. Ceva... Nu, nu stai, 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 să revenim un pic la Răzvan Zic. Alexandrescu. Da. Deci tu vorbeai cu da, da. oameni, dar și nu-ți recunoșteau vocea ba, da. sau îți făceai vocea? Ba, da. Nu, nu făceam nimic. Da, ziceam că toți avem aceeași voce, că suntem pur și simplu aveam nevoie de o interfață, noi ne avem un manager impresar, aveam nevoie de o interfață, zicem, bă, uite, nu vorbești cu ăla chiar la de la HQ, că nu suntem chiar așa sărachi, știi? Avem om, dar nu aveam pe nimeni. Da, și erau vremurile, deci nu, nu știa lumea să dea de tine, că internet, da, tu numărul pe casetă. Numărul, da, 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 pentru concerte că și sună oamenii acolo. Da. da, da. Spune povestea unei piese care încă se aude la orice nuntă la care am fost eu până acum, gașca mea. Sigur ați auzit, de prima piesă de trap din România. Așa, exact. <laughs> uh, care e povestea piesei Gașca O să încep Gașca cu mea? povestea recentă a, a, a povestei, a piesei Gașca mea. Uh, Raul, unul dintre bunii mei prieteni, are o fică, Rebecca, ceva minunat, un copil de 11 ani. Okay. Și la ora de sport făcea o încălzire pe Gașca mea. Ea foarte fericită, îi spune prietenii ei, colegii de bancă. Băieții ăștia care cântă sunt prieteni lutati cel mai bun. De fiecare dată vin la noi că vin la Brașov. Ce minunat să mergem la un concert. A, nu, că ei nu mai cântă de secolul trecut. <laughs> Mulțăirea, pe ca și noi te iubim. Deci asta este varianta de acum. Varianta de atunci este că uh, gașca mea, nu știu cât de conectat ești tu sau oamenii care se uită, deci noi pe vremea făceam albume, da? Ok. Adică un album avea 10-12 piese. Ok. Casa discurii și era un album. Noi știam că din 10-12 piese, vreo 2-3 sunt hits. Mai făceam vreo două, trei, ne scremeam la ele, bă, dar făceam și patru, cinci. De umplutură. Să fie albumul, albumul. Nu pot să cred că gașca mea a fost de gașca umplutură. Mea era de umplutură mai nu cred Deci gașca asta. mea nu avea refel. Deci am făcut. Asta e gașca. Da, era ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- <laughs> Aveam o relație foarte bună cu radiourile, cu directorii de programe ai radiorilor. Erau câțiva uriași. Ai și lucrat la radio, totuși. Ai făcut la unde, la 21. La 21, da. Deci erau. Column Virgin Radio. Da. Că Actuala. Se numea România. A fost ta țară România. Așa și știi, lucra la Wizer. Actuala. Erau Sturzer. Chiar te-ai gândit să deschizi Sturzer? Da, da. aș avea încredere în Sturze. Ar fi ca Blauda. Blauda, exact. Așa. Erau așa. Macavei la Radio 21. nu? am crezut că zici Macanache. Deci, nu, nu erau Macanache. Cuidul la Chis. neblii la Pro FM. Da. Și cam cu ăștia trebuia să fii tu prieten. Răzvan Popescu era, era foarte important. Răzvan că mai la nu exista Zu pe vremea. Răzvan Pentru că era tot la ori la, era Radio Contact, da, Radio Contact, contact chis, da, 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 bravo, bravo. 21 bravo. Contact, nu era chis, 21 Contact Pro FM. E, și noi ce făceam? Noi invitam pe oamenii ăștia, eram prieteni cu ei, invitam și pe la studio când făceam piesele, știi? Ok. Și el spunea, okay. bă, cum ți se pare piesa asta? Bă, aș mai umfla basul un pic, știi? După aia trimite albumul, bă, te-am ascultat, a, mișto, băgau piesa la radio, că și bă, am făcut și eu. Am, Crezi că s-a schimbat mult Nu, nu știu acum cum e acum. Crezi că s-a schimbat mult? Ideea era că noi trimiteam, deci pe, pe prietenie, pe încredere și pe super încredere, trimiteam un fel de draft, varianta 01 de albume, trimiteam acestor oameni. Și bă, zici și mie, cum ți se pare? Cuidu și Răzvan Păscu au zis, melodia aia, fără referent, e genială, dar faceți-i referen. Trimisesem deja albumul la, iarăși, concepte diferite. Trebuia să plecem masterul la okay. fabrica de CD-uri. Okay. Deci era o fabrică de CD-uri, unde unul avea un master da, și da, multiplica da, 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 zeci de mii, sute da. de mii de CD-uri, cum făcea casa de discuri, știi? Sună pe popii, și bă, fii atent oprește producția, ci nu oprim nimic, că trebuie să lansăm într-o săptămână, aveam toată presa. Nu, nu noi facem refren la o piesă. Băgați-i picioarele, e cea mai bună piesă. La, piesă de umplutură care la era... o piesă de umplutură îi facem refren. Eram la, eram, noi faceam niște petreceri într-un club. Nu mai există clubul, se numea Twice. Oh my God. Ma, așa, da. zi, Asta e vorba du-te la Twice. <laughs> exact. Du-te, bă, du-te, bă, la Twice. Așa exact. <laughs> Și fii atent. Deci ne-am dat noi seama că ăsta trebuie să fie refrenul. Gașca mea nu poate să stea liniștită, nu știu ce. Eram țiminte la studio. Și după aia am înregistrat vocile într-o noapte, într-o miercuri noaptea, făceam niște petreceri miercuri noaptea, cu un studio plin de oameni, hai să nu-i spun beți, ambetați, de la Twice, cât în seama. Da, deci tot ce se aude pe fundal acolo, tot corul ăla impecabil, sunt oameni care pus și plecat de la club și au zis, bă, veniți la studio să înregistrăm ceva, că aveam studio vis-a-vis, știi? nu aveai video helper înainte, nu era sau Video, helper. e un sunet care te ajută, e doar în radio folosit și te ajută să îți redea cât mai bine o experiență video. Adică se sparge un pahar, îți imaginezi că s-a spart un pahar. Și asta sunt video helper, adică unii care zbiară la un meci de fotbal, știi, sau unii care zbiară pe fundalul unei piese și poți să le cumperi pe asta. sunt oameni care asta au făcut. Noi am luat 20 de oameni din club și ai la studio să tragem. Și deci dacă, deci, bine, să-ți da. în față vocile noastre. Da, da. Dar în spate sunt oameni că că-i să se să nu știu. Deci asta e povestea Incredibil. cu gașca mea. Că ai avut hiper succes, hiper, hiper succes. Incredibil. Da. Și cred că e deja, adică dacă mă întreb pe mine, nu am studiat, dar dacă aș fi un pic mai deștept eu cred că e deja folclor. Yeah. Abând în vedere trebuie, că piesa trebuie, are trebuie 20 la UCMRA, ani, da. Trebuie să întreb adică... ce sunt ce uh, Unde-s banii mei? <laughs> <laughs> stau lângă ei. <laughs> unde <-s> banii mei? <laughs> dacă vrei mă duc la e, dacă stau în fiecare zi, în fiecare zi mă duc. I-ați dat banii lui uh, sturzu pentru... <laughs> <laughs> Așa. <laughs> <gânt> și um, um, cred că e folclor deja. Adică o piesă pop care se cântă după 20 de ani în fiecare săptămână. Da, da, o să se mai cânte și peste 50 sunt de ani. Sunt comis, sigur. Da, deja s-a fă, făcut încă o piesă acum, după un minut. Știi că ți-am da, da, da. Acolo am semnat, că noi semnăm de întreabă. A, ți-am semnat de întreabă înainte. Da, da, da. Mega succes, mă bucur pentru fata okay. asta. Uite, aș, aș vrea să spun o întrebare acum legată de faptul că foarte multe trupe vechi se nu. reunesc. Uite, Andre, da? S-a da. reunit. Nu v-ați gândit și voi la, la asta? E, știu că e dificil. La Dar nu, măcar... E, la noi nu, nu că e dificil. E imposibil din prima. Deci, pur și simplu, suntem niște oameni care trăiesc pe două continente diferite. Puteți să vă... La ce tehnologie acum? Puteți să okay. înregistrați o piesă... Doi... Că fiecare oricum avea partea lui, adică nu. Da, nu ne deranjam. Nu. <laughs> la urmă, vă vedeți pe Zoom. <laughs> nu ne deranjam deloc. Deci eu mă duceam la studio, trăgeam partea și plecam. Serios? Da. Chiar așa mergeau, eu am zis la mișto, nu? Nu, nu, serios. Deci eu la studiu nu mă deranjam. Dar asta e o chestie, știi? În redacții uh, ai prins conceptul de cap limpede. Da, normal. Și acum se folosește. Și acum se folosește? Eu folosesc de la, por... la, la site, spre exemplu, trebuie să lansez un site e. și zic, băi, trimite-mi cap limpede să. În procesul nostru de muzică, creație, de creație. Da. Eu eram capul limpede. În ce sens? Eu nu stăteam nopțile la studio cu ăștia. Da. Eu primeam albumul. Deci, literalmente, eu eram primul ascultător al albumelor noastre. L-ascultam la mine în mașină liniștit și spuneam, băi, eu cred că piesele 2, 4 și 11 o sunt să de succes. Ok. du te naibii de aici, dar cât am lucrat, dar tu n-ai ascultat, mă, basul de la piesa 1? Bă, da' cum e, zic, cum fac, bum-bum-bum. Și zic, bă, l-am ascultat eu prostie. Păi da, el era subiectiv. Da, pentru Înțelegeți. că ei muncind drăguții de acolo nopți întregi să găsească da. o soluție, se foarte implica în melodii. De exemplu, da. bună dimineața, te iubesc. Este altă piesă găsită de mine, random pe un album. Care era tot de umplutură? Care n-avea nici vorbe. N-avea vorbe. Deci, ceva am uitat-o negativ, ce am uitat negativ. Zic, bă, zic, ultima piesă. Cine scria versurile? Uh, Florin, deci, trama La noi, partea de creație artistică okay. era Florin cu echipa lui, echipa lui însemnând, uite, starul, de exemplu, DJ Star, care acum este hiper-comediantul, da. Dan Badea. Da. Staru da. a avut o, o, o un aport important în partea de creație a melodiei foarte talentat. Ba, Așa. Florin, cu Dana, cu Nico, în general cu fetele cu care am cântat, erau pe partea de uh, muzică, versuri, sau cu ce uh, compozitori am lucrat. Am lucrat cu Bobby de la Voltaj, cu Gabi Huiban, uh -huh. cu băieții de la 1, cu... Cum îl cheamă? Noi spuneam... Uh, Gabi... Uh, chiar, ar, cum îi spuneam, uh, Cui? Adimutu îi spuneam. Adi Colceru, Colceru. A avut prima piesă okay. de popcorn. Noi. Deci erau compozitorii okay. noștri de acolo. De ce ziceați adimutul? Că Când nu vorbea. Deci avea studioul lui. <laughs> deci nu avea... Știu, -a jucat bine, fotbal, știi? Nu mai frate, deci el nu vorbea cu nimeni. Deci el avea... Noi aveam două studiouri unde aveam... Da. Casa noastră de producție. Cu Moga am lucrat mult timp. Cu da. Moga am avut studio. Mare Moga Așa. a avut un lucru de spus Așa. enorm pentru industria. Bun. Și Florin

E, altceva, al, al, e, e altceva, now da, you're talking, no. my friend. No. Versus da. 2023, există AI, poți să-i faci vocea lui Mihai nu să cânte, asta. să scoată E, și uite, piesă, bună da. dimineața, te iubesc, era doar un negativ. Deci, pur și simplu, a uitat negativul pe CD și a zis, bă, nu te uita aia, că e doar un negativ, nu avem ce face cu ea. Mi-a plăcut de-am leșinat și a zis, frate, asta e piesă. Ești ce craha de piesă e asta? Partea bună este că Florin și avea încredere în mine. Pentru păi. că eu dibuiam hiturile. O să mai există o trupă în în, 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 țara asta care îmi trimitea, nu o să spun cine că Hai zici cine, hai de dăm viralul. Era fanul lor, deci eram fanul lor. Zi cine că dăm viralul. La vreo păi două albume, trupa mea preferată Vank, îmi trimitea ba mie albumul, spunea vă care e hitul. <laughs> Super băieți. Așa. Tare. E, la fel și Florin, aveam mega încredere în nasul meu de cred că comercial, că asta da, e. Da, 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 Și a zis, bă, trebuie să facem. Și zice, bă, dar ce ți inspiră melodia asta? Și zic, bă, Florine, tu nu știi, că n-ai de unde să știi, că tu dormi în momentele alea. Da. Bă, diminețile alea în care eu sunt la volan, voi dormiți și noi ne ducem sau ne întoarcem într un moment și răsare soarele în fața mea. Eu ascult și Bă, alte și piese. bucuria de frumos de dimineață, astea mi inspiră o melodie asta. Ah, ok. Ce, ce chestie, ca o dimineață da. așa frumoasă. Bă, ca o dimineață frumoasă de vară e melodia asta. Și au scris dimineața bună dimineața din Bună dimineața. Da, de... mă, deci nu-ți vine să crezi cum... Sunt căile domnului, da? În fine, asta e. Da, o melodie bă nu știu care ar fi de și rub, acum. Mă, dacă, dacă acum. Dacă, o lansezi acum, dacă lansezi acum și o customizezi un pic la, la ce la mod acum 2023, rupe și acum cu vocea aia. Bună dimineața, Sau eu cred că s-au născut generații de copii pe melodia asta. Credem. <gânt> nu m-am gândit niciodată la asta. <gânt> da. la mine să -mi spun. Eu îl vezi pe ăsta <gânt> Să-ți dea Dumnezeu sănătate și ție și trupei tale. Bun. O să mergem acum să discutăm despre zona de politică. Știu că nu prea ți da. convine, dar face parte din viața ta și... Îmi asumă. Tot ce a fost în viața mea, îmi asum. Ok. Momentul dezvăluirii, oricum nu cred că, cred că s-au prescris foarte multe. Câți bani ai furat, Mihai? <laughs> băi, băiatule. Câți bani ai furat, Mihai, de la urmă? Băi, deci eu mai sărac ca atunci n-am fost în viața mea. Știi cât aveam salariu? Când ai fost în politică? Da. În primul an sau primii doi ani aveam 4.900 de lei. După aia s-au mărit salariile. să ne gândim. 4.900 de lei. Uh, adică 49 de, de milioane, da, 1000 de euro ca acum, da. ok, ok. Și deci, după aia am avut 5500. Bă, deci, eram, cred că, hai să zic vreo 10 în Parlamentul ăla, că ne-am prins o perioadă mișto în care am fost o generație de ăștia de, de 30 okay. ceva de ani, ne-a făcut partidul parlamentar, știi? Ok. Bă, deci noi, literalmente, bă, s -au dat, când se dau banii? Bă, vezi că se dau banii, fuci acum. <laughs> Și să dădeau cash? Da. Te duceai cash acolo, băgai capul, deci ia, de asta mi s-a părut foarte amuzant. Deci voi capul acolo, semnai și spuneai, aveai un număr, nu știu, aveam să zic 321, să zic, aveam eu numărul, știi? Și era așa, staful Parlamentului, care era așa, angajați Parlament cu litere de la A la F, de la F la M, de la M la Z, cum îți vine așa, parlamentarii pe numere, de la 1 la 100, de la 100 la 300. Yes. Ok, apreciez. Da, n-a fost o perioadă glorioasă financiară în viața mea. Ok. Asta este, cred că asta e și secretul pentru care am și reușit să plec așa. nu ne leagă nimic. Eu vă pup love. Da. Ok. Nu, a, a fost o experiență bună pentru mine. A fost o experiență care eram foarte optimist că putem face lucruri mișto în țara noastră. Am învățat multe chestii. Ți-ai dorit să fii politician, ai vrut să schimbi lucrurile și după experiența pe care ai avut-o în politică, vreau să spun următoarea întrebare. Normalia este tradusă din limba engleză în limba română sună foarte greu, dar eu o să în engleză, că o... o... zic în română prima dată. Da. E politica o curvă? Am un răspuns, dar este nepoliticos. <laughs> Depinde de la ce capăt ești, mai cred. Așa? <laughs> asta are foarte multe înțelesuri. Exact. păi, uh, da, acum... Eu am fost prima oară asta în Japonia, am fost la Kyoto, mi se pare așa că e am degradat mult acest concept. De... Nu știu. Nu i -a spune curvă. i -a spune lucrător sexual. Ok. Așa. Eu cred că politica este un pic mai rău de atât. În sensul în care, uite, de exemplu... A, o chestie care m-a șocat pe mine. Noi doi, să spunem că suntem în partide diferite. Ok. Dar convenim că facem o lege... Hai astfel. să le și alegem, stai așa. Unde nu vrei mai să știu fi. ce partide sunt. Aurii la modă acum... <laughs> <laughs> nu mai știu A mai rămas PSD-ul Nu mai știu mai, Pe așa, nu contează Noi avem a, USR Noi avem Împreună înțelegem Că este în acea generație Că ar fi util pentru țara noastră Să facem cănile în acest model, da? Ok Bă, avem o cană, nu știu ce, cana de cafea să aibă trei caracteristici. Și ne înțelegem, da? Ok. Bă, fie, întâi, am o idee ca să îmbunătățim. Dar de ce vrei tu să faci când, de fapt, Mihai? Nu, că și tu îți dai seama că e nevoie, că oamenii mm. au nevoie de când, că Dar nu avem când. De ce vrei să faci când, de fapt? Că, asta asta e, asta e, asta e așa, <laughs> că n-am ajuns acolo. Azi, povești, spun și povestea asta. Și ne înțelegem. Că, bă, ne fac eu legea, o semne și tu o și eu și o trecem, da? Ok. După care, după ce stăm de vorbă, cadă oameni, după ce ne eu duc da? cu legea și tu zici, Turzu vrea să ne că țara cu cănile. Dar de ce să bem din căni? Să bem din căni fără mâner. Uite, fără, cum îi spune, fără toartă, da? Okay. De ce să facem căni cu toartă? E o nenorocire. Vrei să fur la toartă și eu? Păi de ce crezi că nu avem Da, no. și eu zic, păi da, for real, what's wrong with you? Și răspunsul, e, nu, nu te supărai. A fost doar așa, un discurs politic. Mi-a zis, wow, what, stai un pic. Adică când este, când aplicăm politic pe orice, putem să fim mărșavi, mincinoși, nedrepti, infami. Așa e politica. A, really? adică, băi, ce am asta? A, nu, nu, păi, da, nu, că e doar discut Nu, că noi suntem în continuare prieteni, Da a fost politic. Asta... Adică, te calcă în picioare, dar e politic, nu te teme, că suntem prieteni. Ah. Să trag politic, nu e da, nicio exact. De, a, 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 e în engleză un termen flake, se numește. Știi cum e flake-ul? Flake-ul mm. e când trebuie să te duci cu... Trebuia să vii tu la podcast da. astăzi, da? da? Te chemam pe, la podcast, veneai și eu după aceea îți dădeam mesaj cu o jumătate de oră înainte că tu erai pe drum să zic, bă, nu mai pot. Da, mi s-a da. întâmplat ceva, deși nu mi s-a întâmplat nimic. Ăsta e flake-ul. și așa pățești, da, vorbim, e ok, mergem, sunt bune, cănile... Surzu vrea să fure cu câinile cu toartă Vrea să ia banii pe toartă Bă, deci am avut una dintre legile cu care mă laud, sincer, fiu, și, și că am lucrat cu o groază de oameni mișto, a fost noua lege a voluntariatului, știi? Okay. O inițiativă a multor ONG-uri, eu am susținut, o am trecut, -o, am nu știu ce. Eu m-am prins cum e acolo în Parlament, că dacă o susțineau doar ai noștri, în comisii, ei alții voteau contra, nu că citeau legea, nu erau de acord cu da, ea, că nu e a lor. Da. Și eu ce am făcut? M-am dus, fain frumos, cine era atunci? PNL-ul. M-am dus la cine era lider de grup la PNL. Și am zis, și o lege cu voluntariatul, cu nu știu ce, copii să recunoaștem voluntariatul ca experiență profesională. Că îi ajută să-ți găsească, să găsească mai ușor. A, foarte bună idee, mie. dă dar ce -o, o semnez? O semnau ca inițiator, după care toți liberali și el. La PDL cine era zeiță? Domnul m am adus. Ce faci, Elena? Salut, sau am și o rugăminte. Uite, am și o lege asta cu voluntariatul, cu nu știu ce, cu experiență. Îmi semnez și mie, da, -mi, hai cum să-mi semnez. dă coace, pa, pa, toți pe și după ea. La mere cine era atunci? Nu mai ți minte. Uh, oricine, că și acum. Kelemen honor? Hunor. Să zic, Hunor, deci și mie, uite aici, am și eu treaba asta cu legea. A, ah, foarte bună lege, Mihai, uite, am vorbit și cu băieții mei de la tine, mă înțelegeam bine cu ăștia, cu tineretul de Se Da. Se așa. și mă în comisie și trecea legea. Până când mă întreabă unul, că eu eram acolo, cu legea mea, cu okay. okay. Zic, ce bă, vin nu înțeleg legea asta ta. Dar nenea ăla, deci în parlament... De, din, din ce partid era? Nu mai țin minte, sincer. Eu era unul dintre... Că noi nu eram acolo numai pe partid, așa. Eram și cam pe generații. Ok. Că, dă seama, nu mă înțelegeam bine cu tine, că era la PNL, până whatever. Da, mă, da, Oricum da, ca da. împreună, că aveam același subiecte, discuții. Da, corect. Monștri sacri, rechinii cu urme pe ei, nu stăteau de vorbă cu noi. Cu cicatrice. Da, indiferent Așa. de la ce partid erau. Unul dintre rechini, dintre... Bă, boși grei. Boși. boși și boși. Okay. acolo erau grei după aia. păi nu prea înțeleg legea asta. Da. Asta cu voluntariat. Da, da. da sigur că da, dar vă arătam, uitați, voluntariatul. Copiii fac voluntariat, dar când termină școala, nu poți să ai experiență profesională, că ai făcut școală și uite așa, și ce nu, bă, nu, bă, nu înțelegi nimic. Da. E acolo ceva cu niște adeverințe. Cine dă adeverințele astea? Păi, ONG-ul pentru care ai făcut? Bă, le dai tu? Nu, cum să le dai? Nu. Care, nu înțeleg, care e treaba ta în legea asta? Tu de ce vrei legea asta? Și, mi se pare o lege bună. Și hai că ești, deci, de bun. deci, omul onest nu a înțeles de ce vrea. că okay, what's in it for me? Și eu m-am tot gândit la discuția asta și am zis, de ce m-a întrebat ăla? De ce? Deci, impecabil. Păi, impecabil om. Ok. Deci, l a legea, unul dintre puțini care l-a luat legea, citit-o, a, citit a studiat-o și a zis, bă, da, what's, what's, in the it? Catch? Da. Adică prea bună. Da, de nu, ce... nu, mă prind. Unde, cum, E unul care vrea să da, facă treabă știe, bună și... Și, și atât? <laughs> și atât nu și există, există tine, chestia. În timpul cu tine, știi? Hai că, for real! Oh my da. god, a da, explicat România atât de bine. <laughs> Acum, Asta este, mai my friend. Da. Ai făcut compromisuri în politică? În politică de obicei se întâmplă să faci compromisuri. Tu ai făcut? Bă, nu, și n-am făcut public compromisuri și de -am și plecat de acolo. Când era să fac compromisul, eu am zis, stați așa, că mă urc pe scenă și vă zic, nu, am avut multe discuții în contradictoriu și cu oameni care mi erau prieteni și aveau niște idei și eu nu am fost de acord cu ele și m-au cam... S-au supărat așa că am votat împotriva lor, deși erau prietenii mei. Okay. Uh, am spus de obicei ce am de spus și când nu era de spus, pur și simplu ieșeam din cameră și din sală și la revedere. Drumul. De ce ai ales PSD-ul? Mă rog, ai fost președintele tineretului social-democrat. De ce ai ales PSD-ul? Ai pierdut vreun pariu cu Ponta? <laughs> Sau... <laughs> no. uh, sunt mai multe răspunsuri aici, nu mai sunt la curent cu ce se întâmplă acum. Eu, înainte să intru în politică, am și fost la științe politice un an. Eram curios. Recunosc că mi-am pierdut timp acolo, dar eram curios să văd ce să fac. Îmi pare rău. It is what it is. Eu se născuse în sufletul meu așa după ani de zile de cântat și toată povestea asta, că tot cumva din muzică și are resursa. asta. Că noi tot cântam în fața unor copii uh -huh. și vedeai că în fiecare an copiii ăia copiii, tinerii, sunt din ce în ce mai neatenți, să le spunem. Uh -huh. Adică inclusiv în forme simple de exprimare, de la salut, sunt un mare fan al vostru, pot să fac o poză cu voi, te rog, la... <trui> <-aici."> adică, știi? <gri> Ceva, something was wrong there, știi? Și am scris eu un proiect de educație non-formală, frumos, acolo, tot, 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 m-am tot bătut cu el, cu NG-uri, nu știu ce să-l fac. Și uh, eu acum am văzut, eu cunoșteam pe politicieni, dar noi aveam concerte cu ei. Okay. Tot seara la fel. Adică indiferent ce partid era, aceeași mărie cu alte culori. Deci, pur și simplu, minte, am avut concerte în acea zi, deci ca să vezi culmea succesului, la dimineața la Cluj cu Băsescu, după amiaza cu Năstase la Târgovești, seara cu Băsescu la al Ne durea fix în basket. Deci eram impecabil, făceam treaba, drumul bun. Dar, eu cred că cel puțin în continuare în țara noastră, s-ar putea ca stânga să fie o soluție. Dar acum, care stânga? Și ce înseamnă stânga? Și aici intrăm într-o discuție în care unul se identifică cu dreapta și crede că dacă spun că stânga e bună, spun că el e rău. în fine, whatever. Eu spun așa, basic stuff. Foarte puțin lumea știe ce spun. Care e diferența între stânga și dreapta? Da, vorbim de socialism, de, da... Rut, 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 că de-aia m-am da. la facultate. Stânga spune așa, toți oamenii sunt egali și are dreptate. Dreapta spune, nu toți oamenii sunt egali și are dreptate. Da. End of story. Deci, basic stuff, da? Eu spun așa. Și atunci, cum arată calea de mijloc? În România astăzi, nu mi se pare că ne garantează cineva că toți copiii deștepți, talentați, se nasc în sectorul 1 din București. Mi se pare că avem resursă umană peste tot și atunci mi se pare că aș vrea să trăiesc într-o țară în care statul să se asigure că oriunde te naște, în orice condiție, în orice familie, ai acces la aceeași zonă de servicii, gen educație, sănătate, da. infrastructură, justiție, da. astfel încât da. Oricare, tu să poți să fii, să dai potențialul tot cel mai bun de oriunde te-ai fi născut. Uite, this is basic stuff. Deci, eu lansez acum. Uh, eu nu mai lansez nimic mai trebuie, te rog să ne oprim, oprim cu politica, că mă, mă <laughs> mă no, simt no, că mă no. înverșunesc. <laughs> mă simt cum mă Păi Poate intri înapoi. Vă voiam să, voiam să zic că tocmai lansez un program, o academie, colegiu, eu o să vă uh -huh. zic mai multe lucruri, nu e momentul acum, dar vine pentru că. De, 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 de ce am gândirea asta? Am zis și în alte emisiuni, când făceam cu, cu Maria. Eu am vrut întotdeauna uh, ca acei copii care nu au acces la uh, învățământ privat, adică la calitate, din punctul da. meu de vedere, să aibă o șansă. Și e tocmai e asta și am vrut să stângă. fac. Asta este stânga, este stânga, deși sunt mai degrabă înspre dreapta. Nu este neapărat o măsură socialistă asta, pe care am zis-o eu mai devreme, dar e una populistă. Putem să mergem înspre, înspre popor. Adică ce voiam să fac? Voiam să fac câte o școală în fiecare sector, o școală da. privată de stat, știu că poate să sune ciudat, okay. e o școală privată de stat, adică da. este un ONG, normal primește fonduri și de la stat, dar pot veni okay. și firme private care să verse acolo fonduri, la care să aibă acces copii ai căror părinți nu își permit să-i ducă la, uh, nu vreau să dau exemple la Cambridge, la IBSB, la da, tot fel la școala Intent. europeană. Bravo, felicitări. Da. Ești un socialist de încredere. Nu o să iasă niciodată proiectul ăsta în, în România, garantat. Nu o să iasă. Cam asta <laughs> este discuția despre politică. Știi? Să se intre pe examen, știi? Adică dacă eu, eu, eu un copil bright, s-a născut în sectorul da, 4, s-a da. născut da. în sectorul 6, de ce să-l duci mai vrem, la, născut la născut școala 200, născut nu știu cât? Când. Sau așa. Oriunde, la, cum spun, la... Jumătate de oră de mers cu mașina de aici, găsești niște copii de în pământ astăzi. Da. we speak. Și aici trebuie să mergem cu discuția în altă zonă. Soluția Deja nu se este... nu mai uite nimeni la podcastul ăsta, te asigur. O să tăiem partea asta, o să facem doar TikTok. Okay. Pe... Deja putem să mergem cu discuția în altă zonă. Și soluția, dacă tot vorbim de socialism, nu este asta. Să îi ajutăm doar pe cei mai bright, pe cei mai descurcăreți. Soluția este să-i ajutăm pe cei care nu se descurcă. Ia uzi, pentru prea, că ea rămân acolo. E frumos. E prea, e prea complicat. Mai am da. întrebări din politică. Puțin, da, oh. puțin. Oh. <laughs> nu știu unde ai venit. Um. Am mai zis despre legea voluntariatului. Felicitări da, pentru mulțumesc. asta. Aveam întrebare și aici, vezi? Ave, Aveai aici, aveam. Măcar, da, deci mie o pasă în fața porții, da. Să mai pun o dată ca să vă mulțumesc, lasă Ai avut un conflict cu Liviu Dragnea atunci când erai în PSD, după care ți-a dat, ți dat demisia pe motiv că partidul nu se modernizează și nu se îndepărtează de comunism. Ăsta a fost motivul pentru care ai renunțat. Și am două întrebări aici. Prima. Cum a fost episodul ăla cu Dragnea? Da, deci pe bune, cred că mai bine vorbim de cum au murit dinozaurii. Cum au murit dinozaurii? Da, venit <laughs> asteroid peste de noi. Deci, în primul rând, că eu cred că nu se mai uită nimeni. Știți ce e, care ce interesant la politică? Politica este interesantă astăzi, maxim ieri. ce s-a yeah. întâmplat acum un an? Pff, okay. Ce s-a întâmplat acum? Sunt multe lucruri care ar fi trebuit să fie reale în discuție, cum ar fi colectiv. Să nu uităm ce s-a întâmplat acum. Eu nici nu știu, deci eu cred că astăzi puțin mai știu cine Dragnea, puțin mai știu ce am făcut eu în politică. Da, a fost la un moment dat în care un personaj, care se numea Liviu Dragnea, a haigecuit Partidul Social Democrat și a zis, nene, mi se pare că haigecuiești, nu vrei să facem niște alegeri pe bune în partid și am spus asta în timpul unui congres. Lumea. tu fiind președintele Eu fiind președintele tineretului, da. Lumea s-a învolborat, au fost niște, au fost două săptămâni de valuri, m-a sunat toată lumea, câțiva, mi-a scris asta chiar e mișto, dacă îl cauți vreodată pe YouTube, uh, cred că a filmat cineva discursul ăla și mi-au spus câțiva uh, copii, nu sunt copii, studenți, okay. că i au studiat aia la facultate și le-a plăcut foarte mult. Că a zis, discursul da. tău? Da, hai ai zis că la ce bă, ăsta e de studiat la facultate, noi am făcut-o, foarte frumos. Da, pentru că era ceva sincer, era din inimă, era Whatever, din, Așa. Ia. Și cam asta a fost. Nu, știi cum... Am făcut, uite așa, ca și când am... A, ia uite ce furtună e în paharul. <laughs> <laughs> și tu peste 5 ani vrei să zici, da, mai ții minte în paharul ce furtună ai făcut. Ok. okay. Ce relevanță are, mă? Nimic. Nu regrezi, nu? Că ai făcut parte din politica... Nu, 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 nu Am învățat o groază de chestii. Am cunoscut oameni excepționali. Deci eu există speranță în țara asta pentru că sunt oameni excepționali în politică. Deștepți, corecți, cinstiți, patrioți, ok? E un loc în Vitoși. care Vitoși. și... Vitoși, da. E un loc în care... Nu e perfect în politică, dar sunt oameni mișto. E un loc în care ajung și mulți care nu au altceva mai bun de făcut. It is, what it is. Și asta e. Nu cred că e diferită politica de din țară față de orice altă țară de pe planeta asta. Ok. Ok, mi-a plăcut cum am închis capitolul politică. Te felicit pentru legea voluntariatului. Sunt unii o, care, care sunt încă în politică și n-au făcut absolut nimic pentru țara asta. Dar Poate Hai să zicem că mai au timp. timp. Poate au făcut și nu știm noi. Și am mai sau... făcut o lege deșteaptă. Ce lege? Aia Zic. cu partidul în persoane. Vezi că vrei să vorbești tu despre politică? Zici ce lege ai făcut. Aia cu partidul în trei persoane. Nu știu. Nu cred. Sau poate nu... Păi nu toate astea de spui tu acum că la succes acum, că au succes, înainte, ca să faci un partid în România, aveai nevoie de zeci de mii de membri, în și nu știu câte județe, și, și... tot da. și era imposibil, practic. Nu să făcuse niciun partid. A fost un moment de vâltoare așa și eu am prins momentul și l-am convins pe Ponta care a prim-ministru, Ponta și el se susținea ideea asta și am făcut legea asta cu partidul în trei persoane. Ok. Da, da, da. Ok. Sunt mulți băieți prin partidele mai noi care mai mulțumesc din când în când. păi <laughs> <din laughs> dacă <laughs> vrem să ne facem partid, mai trebuie o persoană. Uite, da, ți-a plecat doamna no, președinte. Tu, că nu, nu mai e să facem. Wow, Maria președinte. Wow, uh Ai adus în discuție pe Victor Ponta ultima întrebare din politică. Cum crezi că ar fi arătat România? Eu știu că ești în apropiat al lui, a lui Victor. Uh, cum crezi că ar fi arătat România cu Victor Ponta președinte? Deci acum două mandate doar. ale lui Iohannis. Fă un exercițiu, o proiecție așa. Cum ar fi arătat România cu... Habar, nu. Ce știm noi? Știi cum e că... Cum ar fi arătat viața mea dacă nu venem astăzi la podcast? Habar, nu. cum nu să știu. Știi că... It la l-am dat, se duc lucrurile. Vrei să vezi cum e? <laughs> 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 Asta... Bine. Deci ai visat de mic să fii pilot. Asta da. a fost. Da. Asta a fost visul tău, da? În sfârșit. Cum? <laughs> Vezi prin cât a trebuit să treci Bun, ca, exact. să discu ca să discuți despre ceea ce îți place? Deci tu ai dorit de mic să fii pilot, dar ca să ajungi pilot a trebuit să treci prin uh, Vedeta muzică uh, Zi. nu Mie mi-a plăcut toată viața mea. Adică, pe bune, eu am făcut tot ce am făcut până acum din convingerea că lucrurile astea mă fac fericit și că la rândul lor fac fericiți alți oameni. că, pe bune o a vieții mele. Cine sunt eu de fapt? Deci ca să ajungi în, uh, pil în pilotaj, da, da. Să, să devii pilot, ai fost uh, vedetă pop, da, în uh, România, ai uh, lucrat la radio de dimineață. Mai esti Trump? Trump, trapp. Trump, Tr Trump, a, Așa, ai făcut emisiuni la TV, da. la radio, concerte, ai cântat concerte, videoclipuri succes. Ai făcut parte din uh, politica românească, și da. în sfârșit ai ajuns să faci ce-ți-ai ce dorit, și acum mai nou ai devenit și. Comandan. Comandant. Comandant. Bravo, Bravo. Altceva. Bravo. Altceva, Felicitări. Da. Mulțumesc. Ce presupune să ajungi pilot? Să-ți placă să zbori. Okay. Mulțumesc. Să, să iubești zborul. Că dacă te faci pilot și nu-ți place să zbori, e chin, e job. Ok. Mm -hmm. Și multă școală. Multă școală? Da. Și okay. Multă determinare și multă, cum să-i spun eu, încredere în tine, că în momentele, să ai momente grele și că în momentele grele sunt făcute să treci peste el. Cum ți-ai mulțumit atunci când ți-ai luat examenul de, de, comandant? Foarte mândru am fost de mine. Și mi-am dat, știi senzația că toți avem senzația asta că să-i mulțumesc lui Dumnezeu, mamei mele, părinților, domnului Dan Popi pentru încredere. I domnule, want to thank me. Da. <laughs> și am zis, bă, de ne -ne, da, de fapt, for real, cel care mi-a fost alături în cele mai grele momente, care a fost lângă mine când nu reușeam să atrezez un avion de 200 de kg, când nu înțelegeam nopțile, steam nopțile cu manualele și mă lua plânsul, și am fost eu, mă. Am fost eu Pas cu pas, alături de mine, eu cu mintea mea, cu efortul meu, cu determinarea mea, cu whatever. Și m-am zis aici. Și am zis, Pă, foarte mult îți mulțumesc, domnule, hai că am făcut mai treaba asta. <laughs> Ca Snoop Dog, știi, da? Cu Snoop Dog. Știu aia, hai, da. I da, want to thank me, myself, I. Da, mă, da. Deci, pe bune. Pe, pe bune, că... For real. am muncit atât de mult am învățat atât de mult am pierdut -am multe că eforturi Noi ieșeam la cafea înainte să da, 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 da. în timp ce învățai pentru examen Așa e, da. și stătea Mihai cu foile cu caietele făcea, uite să-i să arge să întrebări sunt iezi aici uite dacă aterizează nu știu cum dacă are nu știu ce chestie dacă da, da. elimină nu știu ce covid fumul Da alea. e esențial da. Acolo am picat un pic la întrebare 100% la fală la... da, luat... dacă 7%. te întreabă Olivia Stir ce emite sau cum se zice Nu răspunzi Nu răspunzi, nu răspunzi. Nu răspunzi din gură? Era, era da. varianta de, știi? Era. <laughs> no, don't fucking ask you know? Ok. Deci, acum, din pilotaj de linie ți încasezi salariul? Da. Ce ți-ai luat din primii bani după ce ai devenit uh, pilot de, de linie la Wiz? Pentru că uh, s-a schimbat cu totul perspectiva. Adică ai fost în muzică, erai tânăr atunci. Bă, în, primul... în politică încă erai deci, tânăr acum. Financiar a fost au fost niște momente în viața mea în care cu muzica am făcut bani. Ok. N-aș spune, mulți că acum fac ăștia chiar, chiar fac bani din, din muzică. Nu eram așa și așa. așa. Dar, suficient cât să mergem în toate vacanțele din lumea asta să ne plimbăm. Nu știu. După care în politică a fost scarcity. Deci a fost cu bani, a fost nasol, nasol, nasol. Dar aia a fost. Am crezut că fac eu un sacrificiu pentru țară. Ok. <laughs> Băi, deci cum sună astea? Deci mi se pare... Băi, deci... Bă, băiatule, de tu, Tariu, joking, hai vă pune. Okay. așa. Și după aia, primul salariu, deși nu a fost grozav, mi-au zis, păi, iau că am bani, știi? minte, eram la New York în vacanță de ziua mea și am plat primul salariu mai serios de la, de la job. Și mi zis, o, ce tare, îmi dau ăștia bani să zbor. Și <laughs> Practic, pentru mine zborul e un hobby pe care literalmente nu mi-l permit. Să zbor este foarte scump. Și am găsit această companie Cât minunată. mai e litru de cherosene? Băi, mult, mult. Deci, S-au -au triplat prețurile. Uh, și am găsit această companie minunată care, nu numai că îmi dă, îmi pun la dispoziție avioanele să zbor, okay. bine, îmi dă și niște pasageri și mă roagă să-i duc de colo-colo. Asta bine este, să da? Să-i duci așa, de colo-colo. Da? Nu să-i duci, să duci doar de colo. De, de colo-colo-colo. Nu, de colo. De colo-colo și încolo, așa. <laughs> și îmi dă și bani pentru treaba asta Deci eu sunt foarte fericit că primez bani ca să zbor A fost un moment în care era COVID Era foarte nasol și am zis bă, ne, Da, uite, dacă mă sună acum pe mine și îmi spune Bă, Mihai, tu ești pregătit să zbor 3 luni, 6 luni fără bani? Și am zis da Numai, Din fericire n-a existat această întrebare Dar eu, în mintea mea, în momentul în care Eu mi-am dat seama că m-aș duce la zbor for free, a fost un moment de, de seama, super liberare. Să uită acum cineva de la HR, de la Sau o, o să zic că asta e pre. O să tai asta, o să mă colegi colegi. zic, -te, dracu, tu te tu... Nu, no, frate, dar în continuare mi se pare că se poate mai bine financiar. <laughs> 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 Despre pilotaj, <laughs> da. ai spus că e ca și cum se îmbină rigurozitatea cu poezia. Așa este. Așa a rămas și după atâți ani? După... Da, da, da. câte ani? Cred că ai șase ani. Cinci. Am... Am semnat contractul în decembrie 2017, am început să zbor în martie-aprilie 2018. Șase ani, șase ani, șase ani. E la fel? Da, foarte mult îmi place. Okay. Foarte, foarte mult îmi place. Abia aștept. Ești pasionat și de alte sporturi? Merg la sală cu determinare. Ok. E sport, nu știu ce sport este sala, dar merg la okay. sală, am antrenarea mea care e ceva minunat în viața mea, mă motivează acolo, mă învață. Uh, schiez iarna cu prietenii mei, dar nu mai schiez așa ca nebunul, cum schiam pe vremuri. Cu bicicleta mai mergi? Uh, ăsta e motivul <laughs> pentru care nu cumpăr <laughs> motocicletă. În cazul în care nu știți de ce râdem, Mihai Surzu a avut un episod la MTV, la MTV era, uh -huh. cred, la MTV, în care a căzut cu bicicleta, desigur, nu, nu-ți face reclamă faptului că ești un bun pilot acum, Azi dar... Am stricat lansarea unui clip, mai friend, cu căzătura Bă, po mi ce s-a întâmplat cu căzătura, Bine, adică, mă, ce, -a de, fost? ce am fost? Făceam, nu știu ce, noi, știi cum, te pregătești să lansezi clip, știi? Așa. Și cât să te duci să zici, fiți atenți că lansăm un clip. Așa. Și toată lumea vrea, bă, hai să facem ceva, uite, să fim eco, friendly, whatever. Eu chiar aveam bicicleta mea, știi? Și eram cu Florin și cu colega noastră de atunci. Zic, a că facem așa ca și ne plimbăm cu bicicletele în oraș și mai luăm un interviu și zic, bă, super plictisitor, că pe bune, de fapt nu ne plimbam, eram, în fața operei, eu mă plixeam de nu mai puteam și zic, ia să o pe treptele astea. Eu ne fiind biciclist de asta nu mai, de nu, mai făcut niciodată. Adică nu cu acrobația, <laughs> am fost la televizor, știi? Și eu dau și instrucțiuni pe cameră. Zic, bă, vezi că sar aici, vin în spate, mă opresc și atunci ce-a zicem ce avem de zis. Pis. <laughs> ce era în capul meu? Mai nimic. <laughs> Și eu când am sărit, am de caz. Așa, știi? Și când am avut așa... Când am aterizat, s-a întors la sub mine, păi și-am căzut fix în mufă. <coughs> păi și acum arde. Mă intra ghiozdanul în ghiozdanul, ghidorul prin coaste. Și <gasps> <êmement> se aude la un fix când dau capul de pământ, cel mai penibil zgomot din lumea. <inaudible> <grunting> Cum, practic, iese sufletul din mine, știi? Părăsește corpul. M-a lovit de Deci am râs zile între ce am răsuit uite în fine, da. Mergeam cu bicicleta, n-am... Dumnezeu mi-a zis să nu-mi iau bicicletă, că am avut trei biciclete pe toate, mi le-a furat. Ok. Uh, am, nu Dumnezeu mi le-a furat, hoțul mi le-a furat, cine a fost hoțul. Așa. Am și un record personal de mers cu bicicleta, acum împreună cu doi, doi prieteni. Am mers de la București la Brașov cu bicicletele. Ok. Cu astea, mountain bikes, timp ne-am mâncat în. Eu am venit mai mult să aibă grijă de tine. Nu, mă, am mers că era noi sportivi. Ok. Și după aia l am zis, bă, zic, că avem la fel de multă glorie, dacă o am invers de la Brașov la București. Pentru că, de fapt, de la ploiești, tot, tot, să urci. Tu nu-ți dai seama. Păi, tocmai asta zic, cred că dacă la Brașov, la București, doar cobori. Da, exact. că urci pe și la vale drumul. Nu, frate, noi am invers. M-a durut fundul o săptămână după ce am făcut acest succes, da, în fine mă dau cu scuterul acum. Cred că aseară că a fost ultima tură de scuter pe anul ăsta, cel puțin de noapte, că am întreghețat ca naiba. Băi, eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit la podcastul ăsta luni seară. Vrei să mai dureze? Nu, N-ai zbor? Nu, am zbor, da. Dar poți să da, Sincer, foarte prost time management. Mai ai cu politica o groază. Și nu mai vorbit despre acum când îți plăcea când să... te iau la zbor, zici gata, s-a terminat. Ai întârziat vreodată? Unde? la un zbor? Da, dar n-am zbor. Am ori, la, mine în, la mine, în program am okay. o oră de check-in, da. care e cu 70 de minute înainte de ora de off-block time. Deci mai pierdut. Da, Hai mă, când la avion, față de când <laughs> pleacă avionul. Da. Și am citit greșit, mai friend. Și eu în loc să fiu, când aveam check-in-ul, m-a sunat first officer și eu eram acasă, mă îmbrăcam. Ce? Ajungi? Dar, slavă Domnului că am scooter, m-am urcat pe scooter, și, ajuns ajuns să și, tot în regulă și eu am, am, am teama asta la, la meciul de fotbal. Comentezi meciuri de fotbal? Știu. Și eu de fiecare dată plec cam cu o oră și un sfert înainte da. de acasă. Ca să ajung acolo da. într-un sfert de oră și să stau liniștit. Mai fac eu, mă mai da, uit da, la, da, la, da. la echipe, așa. Și mereu am teama asta. că, că plec și uit că e un nu meci. Nu ai și idee spune... de câte ori am vrut să te, sun, să te întreb ceva. Tu și traduci filme? Nu, nu okay, traduc. Deci nu ești... Apare Mihai Crăciunul la acolo, știi de când apare Mihai Crăciunul la mm. acolo? De pe vremea în care se dădea singura casă la televizor, deci din anii 90 da. și ceva. Nu știu cine este Mihai Crăciun, scrie redactor șef. Ah, acolo, okay. redactor șef well, yeah, Mihai Crăciun. Fiind, așa multilateral proatele... dezvoltat, da. Nu, 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 nu traduc. Dar multă lume m-a mai întrebat yeah, de, mulțumesc, de am, am acum am avut Deci, Maria, colega Maria, mea, da, nu mai răspunde la telefon, s-a ajuns, e ok, te rog eu frumos... Tu vezi lista de pasageri? Po -o dacă să vezi? vreau, da, dar nu mă interesează. Te rog eu de acum încolo să te uiți, să vezi dacă da. e Maria Popovici. Da. Și când, după ce decolați așa un pic, să-i spui, n-ai venit la podcastul lui Mihai? Da. să zici, până da. ziua, cum zici? Hello, this is your commander speaking, nu? Da, Sau da, cum da, zici da, așa? Da. Și, și zici, Maria Popovici n-ai vrut să vină. Have, have a nice flight, everybody except Maria Popovici. <laughs> <dacă> e... <laughs> <laughs> Zi-mă, hai să mergem. Da, stai așa, mai am telefon. o întrebare. Stai Azi. Așa. A, a uite! A, ah, ia zi. Ce meserie? Că ai avut uh, trei. A da. avut trei meserii mari și late, da? Da. <coughs> La ce meserie ai avut cel mai mult succes cu femeile? Cea de politică, cea din politică, cea din partea asta de pilotaj sau. Despre toate astea, într-un viitor podcast, pentru că este prea mare volumul mai frând de discutat. <laughs> Mulțumesc foarte mult! Bine, nu zis <laughs> Să trești.